Ajungem acum la socrul mic al emisiunii, pentru că omul, invitatul meu, vrea să plece în vacanță septembrie, dar a primit un telefon și anume, tată, mă, mărit! Așa și-a anunțat așa că și-a amânat vacanța pentru un eveniment major și anume nunta fetei lui, să intre în platou nimeni altul decât socru. Exact cum ziceam, socru mic, Cristi Bosgan. Ești ispititor. Deci crede-mă, de dimineață muncesc la ele. Sunt exact după rețeta ta de anul trecut. Aia pentru slăbit. Am înțeles. Chiar sunt poșate, sunt, am învățat și tot ce trebuie. Hai să luăm un loc aici. Poți să le duci invitațiilor noștri, te rog mult de tot. Știi de ce? Îți doar un pe șerbet, dacă da, exact, te rog frumos. Îți mulțumesc. La masa 2. Mulțumesc mult, mulțumesc. Să aveți poftă, domnilor. Este E cu încredere. Deci omul e socru mic. Cu încredere, jur, cu încredere. Okay. Da? Ia un loc aici, deci nu vine să cred. Gata, socru mic. Băi, vreau să spun o treabă, că... Tu trebuia să adică te duci. Mai multe treburi de spus. Deci, te rog frumos, spune tot ce ai pe suflet. Tu trebuie să pleci în vacanță în septembrie, nu? Da. Și? Aranjasem acum câteva luni cu soție. Am stabilit, zic, mă, avem vara full, pentru că nu am minut liber în vara asta. Corect. Și acolo vreau la... să spun exact. La evenimente. Avem evenimente. O să-ți povestesc imediat și despre evenimentele pe care le am, inclusiv taberele de copii. Și am stabilit pentru septembrie, mă, când s-ar putea termina oarecum treaba aia foarte multă, când s-ar putea întâmpla? Mai se întâmplă undeva la finalul lui septembrie am stabilit. Adică putea fi oricând în septembrie. Și zilele trecute primim un telefon. Un telefon care nimeni nu vorbea de la celălalt capăt. Aha. Aștepta ceva, o emoție se simțea. Și primim veste. Anita. Era Anita, exact, Anita, fiica noastră, 30 care de ani. Ne-a anunțat 30 de ani, da. Îmi pare rău, trebuie să-ți dezvălui vârsta, asta e viața. Deci? Primim un telefonul și începe cu vorbirea și ușor, ușor, încă mai erau reținerile alea de când era mică, când făcea câte o prostie și trebuia să ne-o spună. Și nu știa cum să o fac. De data asta a izbucnit pur și simplu și ne-a povestit, m-au luat emoțiile, jur. Numai că de data asta nu era o prostie, ca atunci când era mică. Nu era o prostie și ne-au anunțat că au și stabilit data evenimentului. Adică nu numai că se întâmplă, au și stabilit și locații și absolut tot. Cu Traian. Deci crede-mă, cu Traian, exact. Traian a trecut printr-un test, a trecut și el pe la poligon, pe la tine, a trecut pe la... Traian este un om deosebit. Ok, om deosebit, dar totuși a trecut prin... Tu mă știi, testele astea, ele practic nu se termină niciodată. Ok, Traian a fost doar o privire așa de la tata socru. Aici e Traian, nu? El este Traian, da. El este deci pe Traian. Fica ta o va chema Angel, Anita Angel. Deci, foarte... Bosgan, gata. Da, a fost sunt emoționat, jur că nu știu ce să spun despre treaba asta. Nimic, să ne bucurăm pentru copii, eu zic. Asta e tot ce trebuie să facem. Să știi că am stat foarte mult și ne-am gândit dacă suntem pregătiți. Noi am crezut că suntem pregătiți de ani de zile și așteptăm treaba asta în fiecare an. În fiecare an. Și nu vreau să ne aliniem cum astăzi sunt vremurile și să treacă anii peste, se întâmple poate ca la mine. Când? Când aveam deja o vârstă... Când te-ai căsătorit, când, da, când practic am intrat în biserică. Dar și atunci pentru copilul tău îți doreai să se întâmple mai repede momentul ăsta. Mult mai repede. Și iată că s-a întâmplat. Da, s-a întâmplat, suntem emoționați în momentul ăsta, crede-mă, și acasă doar despre asta discutăm. Poate că la mine am poate și un noroc că sunt foarte mult timp plecat, știi, și gândurile mele mai fug, mai scap, dar evenimentul rămâne eveniment. Însă stăteam dimineața și mă gândeam când îți preparam prăjiturile că nu ar fi rău să-mi fac totuși vacanță. Și? Și mi-am propus să plec cu ei în luna de miere. Ce mișto! Ok, Traian știe? Sau acum află și ei? Dar ce eu am știut? Okay. Acum, bă, este omul avea... Dar mi se pare, da? Foarte tare. Deci omul avea vacanța stabilită la final de septembrie, l-au anunțat copiii cu nunta
iar el a luat decizia să meargă cu el în luna de miere. Bravo! Să știi că e decizia înțeleaptă. Îți mulțumesc înțeleaptă. Foarte tare, sunt convins că același lucru ai fi făcut și tu, sunt convins că asta da, o să faci cu Eva. Dar știi ce vreau să te întreb? Copiii tăi pleacă în luna de miere cumva în junglă de vrei să te duci cu ei să ia aperi, să aibă nevoie de ajutorul tău? Eu mi-aș dori. Da, unde? Subtil o să le... da. O să le propun chestia asta subtil. Da, foarte frumos. Cristi, să fie fericiți, asta e tot ce contează. Îți mulțumesc din suflet. Mulțumim. Și acum, mult, pentru mult, că spuneai mult de copii, și faci tabere pentru copii la poligon, acolo, la tine? Da, dar nu în poligon. Sunt tipurile de evenimente pe care tu le știi. Este conceptul pe care l-am creat. Aveam câteva activități separate și care se desfășurau în mare parte în poligon. Tragerile, clar că în poligon. Pe de altă parte, am... mai bine nu vorbeam de Anita. Te-ai emoționat. Jur. Pe de altă parte, există un circuit de antrenament. Da. Așa cum este cel din fermă. Și circuitul ăsta de care vorbim noi, de data asta, cuprinde 40 de obstacole. De ce? Pentru că foarte multă lume mi-a scris în privat, pe Instagram sau pe Facebook, și mi-au cerut, mă, dar nu se poate, adică cu toată lumea ai făcut, toate vedetele au trecut pe acolo. Toate s-au antrenat. Vrem și noi. Noi, oamenii normali, nu putem. Și le-am explicat. În prima fază le explic că nu există neapărat chestia de vedetă sau oameni normali. Toți da. Suntem niște oameni. Și au solicitat treaba asta. Deci cu fiecare grup în parte, până acum am lucrat. Sunt niște activități foarte haioase, pentru că și cuprinde niște activități. Am zis că se trage și cu praștia. Da, asta în ceea ce ține este partea copiilor a taberelor. Dar ideea este următoarea. Acolo, în poligon, așa cum știi tu, există un circuit de antrenament, există pachetele de tragere, există da. Niște tehnici de supraviețuire și ceaune, vânătorești, absolut tot. Partea cealaltă și foarte importantă, la fel de importantă, sunt taberele cu copiii. Și jur că de asta spuneam mai devreme, că nu am un minut în vara asta. De anul trecut ne programasem o vară relaxantă și relaxată, în așa fel încât să plecăm în vacanță. Nu s-a întâmplat pentru că mi-au cerut, pur și simplu grămadă au venit da. Și am în fiecare săptămână aproape tabere cu copii, inclusiv în octombrie. Superb. Dar lumea unde poate să afle despre asta? Pe Facebook-ul tău, Cristi Bozga, nu? Da, da. I-aș sugera fiecăruia să vină pe Instagram-ul meu sau pe Facebook, să-mi scrie în privat. Cristi Bozgan. Cristi Bozgan, NN. Exact, nu de alta, dar da. Socru mic merită și mesaje de felicitare acolo. Dar de la ce vârstă pot să vină copiii la taberele astea? Sunt câteva categorii. Să știi că vârstele, în mod normal, sunt de pe la 7 ani. Doar că le-am stins pe cele mici, că nu aș vrea, pentru că este un program extrem de încărcat, nu ar mai fi relaxarea aia perfectă pentru ei. Și atunci, de la 9 ani în sus până la 18 ani și chiar mai sus, adică fiecare care se simte copil deci poate... Deci de la 9 ani e vârsta minimă. Da. Și sunt activități, spre exemplu, de tehnici de supraviețuire, sunt de aventura parc real, sunt de cățărare pe pereții de escaladă, sunt de rapel, de coborâre în teren variat și abrupt, sunt și de copiii transport, vin și rămân acolo exact. O săptămână? Rămân o săptămână acolo cu mine, cu prietenii și colegii mei, cu trainerii, absolut super. Tot. Și nu au un minut, așa cum spun eu, de, în care să pierdă timp. Dar au voie cu telefonul mobil? Sub nicio formă. O să râzi, da. Au un sfert de oră, un sfert de oră. Să sună familia, seara, părinții. Să sune și să povestească exact ce s-a întâmplat, să le facă un rezumat și o analiză din ziua respectivă. Dar super tare. Nimic. Adică... Mi se pare tare că descoperă și jocurile noastre de altă dată. Trasul cu praștia, cu arcul, trag la baloane, nu numai la ținte. Adică este e haios, este un multisport pe care îl fac acolo. Le aduc toate elementele din viața sportivă. Iar copiii, este distracție maximă. Asta jur. Contează. Tata socru, o să fie într-un ceas bun. Poate că ne mai vedem până la nuntă. Îți mulțumesc. O să ai palincă la nuntă? Cu mare drag, dacă vei veni, cu siguranță o să. Te rog mult de tot, vreau. Palincă, ciucă, mergem la nuntă. Se poate fura mireasa? Mie-mi e frică. Eu nu fur. Ce anume că nu l-am întrebat. Vrea să fure mireasa. M-a întrebat ceva. Nu, a zis el că vrea să fure mireasa. Da. A zis că dacă spune mireasa, că el s-ar băga spre mireasa. A fost pe unde? Pe aici. Succes. Da, da. E ok pe aici, okay, Cristi. Da? Îți mulțumim mult de tot, n-am mai vorbit voi să-i spui. Mersi mult de tot, Cristi Bozgan. Dacă vrei să-i mai spui tu lui Radu când e nunta și cu mireasa. Îi dau eu detaliile. Da, da, el te așteaptă acolo. De la Grez n-am sus. Da, da, exact. La foarte mult, domnilor. Mulțumim mult, Cristi Bozgan, tata socru. Ciucă, explică-i acum cum vrei tu să furi mireasa.
Luăm puțină publicitate, nu de alta, dar Ciucă este în dificultate.